dragilor, eu sunt Mihaela și astăzi m-am gândit să vă arăt și vouă cât de ușor vă puteți crea o arcadă de baloane acasă. Astăzi vom face o petrecere de Halloween, așa că am ales baloane portocalii și negre. Le-am umflat și le-am legat două câte două, după care le răsucesc și le fixez în poziția în care vreau să rămână. Pentru a lega baloanele între ele, mă folosesc de sfoară simplă. Poziționez baloanele în forma în care vreau să rămână. Eu am pus unul într-un fel, unul de o culoare, unul de o culoare pe rând. După care cu sfoara țin bine aici să fie cât mai strâns, să rămână lipite de celelalte și dau după baloane. Leg formațiunea de sus de restul formațiunilor. Este foarte simplu procesul. Nu vă ia mult, cel mai mult durează umflatul baloanelor. Și următoarea culoare. La fel, răsucesc sfoara după baloane. Mie îmi place să duc și un pic mai jos sfoara, să rămână cât mai fixe. Și uitați ce stabilă este. Voi termina de pus restul baloanele și voi vă arăta rezultatul final. Și acesta este rezultatul final. Uitați cât de frumos a ieșit.